Și în acest an, Maria Grapini va participa la evenimentele organizate cu ocazia zilei de 9 mai. La inițiativa instituției Prefectului Județului Timiș, în calitatea sa de europarlamentar, Maria Grapini va participa joi, 9 mai, la festivitatea organizată la Muzeul Satului Bănețean din Timișoara. Această dată are o triplă semnificație. Ziua independenței de stat a României, ziua victoriei Coaliției Națiunilor Unite și ziua Europei. În fiecare an am participat la sărbătoarea din 9 mai care are o triplă semnificație. Să nu uităm niciodată că ziua de 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar. Liderii mondiali sunt dezbinați, viața oamenilor pare a nu mai conta în deciziile lor. România are nevoie, mai ales în fața acestor provocări uriașe, de oameni de stat puternici care să lupte pentru drepturile românilor. Urez cu ocazia zilei de 9 mai la mulți ani românilor și europei. Aduc un omagiu celor care au luptat pentru independența de stat a României și transmit dorința mea de pace, atât de necesară lumii întregi, a precizat Maria Grapini.